Ne bucurăm că suntem împreună la o nouă întâlnire dedicată Sfinților Închisorilor. Ne bucurăm că împreună cu Sfintele Moaște, care au mai fost aici spre închinare, au venit și Părintele Valerian, care a pătimit 24 de ani tentele comuniste, dar și doamna Zoi Rădulescu. Mama era însărcinată în închisoare, au scos-o să nască și ea, până la un an și ceva, a trăit în închisoare, adică bebeluș, care a cunoscut pătimirea încă de la începutul vieții. Întâlnirea noastră este despre Sfinții Închisorilor, pentru că pur și simplu în vremurile în care trăim, în care suntem asaltați de tot felul de patimi, de tot felul de pofte, în care mass media încearcă să ne spele pur și simplu pe creier, într-o vreme în care, din păcate, foarte mulți chiar dintre cei care vin la biserică propovăduiesc prin viața lor un creștinism căldicel, fără a se recunoaște pe ei înșiși ca fiind căldicei, într-o lume în care, dacă vrei să trăiești pentru Evanghelie, în care vrei să trăiești pentru Hristos, ești considerat extremist, fanatic, ciudat, etc., Sfinții recenți, Sfinții Închisorilor, ne sunt modele. Întâlnirea noastră va avea câteva părți. Va fi deschisă de doamna Zoi Rădulescu, care este fiica lui Gogu Puiu, șeful rezistenței anticomuniste din Dobrogea. Dacă ar veni o altă formă de comunism în zilele noastre, și de fapt a și venit, dar dacă s-ar pune problema unei rezistențe armate, cei mai mulți, de spaimă, n-ar avea curajul unei atitudini. Dar tatăl ei a condus 15.000 de partizani. Adică oamenii lui Gogu Puiu din Haiducii Dobrogei erau din alt aluat. Cei care au apărat cu arma în mână țara împotriva comunismului sunt eroi ai neamului. Cei care au, dintre ei care au ajuns în închisorile comuniste și au rezistat pe calea rugăciunii, s-au sfințit și unii dintre acești haiduci au ajuns sfinți. Noi mucenici și mărturisitori. La sfârșitul întâlnirii vor fi lansate cele două cărți pe care le știți de pe afiș. Una este despre Părintele Iustin Pârvu, Sfântul Mărturisitor Iustin de la Petru Vodă, și a doua din Temnițe spre Sinaxare despre canonizarea noilor mucenici și mărturisitori, pentru că ziua de astăzi mulți dintre cei care iubesc pe noi mucenici sunt considerați ciudați. Sunt acuzați că fac ceva împotriva tradiției. Ori și din această carte veți înțelege că a-i cinsti pe noi mucenici și mărturisitori este o datorie, că Biserica Ortodoxă i-a prăznuit, i-a cinstit pe mucenici din clipa trecerilor la Domnul. Cuvintele mele vor fi scurte sau lungi, în funcție de cum se va simți Părintele, pentru că după cuvântul pe care l-a ținut la Mănăstirea Cornu, de la drum și de la oboseală mi s-a făcut puțin rău și a zis că s-ar putea să nu vorbească decât foarte puțin în seara aceasta, ceea ce înseamnă că voi lungi eu cuvântul. Aș prefera să-și revină, că chiar Părinte să ieșiți cu Valentin puțin la aer, că poate vă mai reveni. Nu, că mă sunt am aer. Aveți? Bun. Eu te vă ascult. Păi atunci, Zoe, ai cuvântul. Ai cuvântul.